În condițiile unui carosabil umed, dar și a unei coloane de autocamioane care circulau regulamentar, un tânăr de 27 de ani din Giurgiu, care conducea un Volkswagen Touareg pe șoseaua de la ieșirea din Slobozia, a provocat un accident de circulație. Tânărul s-a angajat în depășirea autocamioanelor pe linia continuă, în viteză și în curbă. A pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe marginea drumului pe sensul opus. Au fost solicitate două ambulanțe pentru a acorda îngrijiri medicale șoferului, dar mai ales pasagerului din dreapta, un tânăr de 35 de ani rănit ceva mai grav și transportat la Spitalul Județean Giurgiu. Șoferul, care a suferit răni ușoare și care a refuzat să fie transportat la spital pentru investigații, a fost supus testului cu aparatul Dragger, rezultatul indicat fiind zero. Unde e Aurel? Da, e zero. Mașina care a provocat accidentul rutier a fost serios avariată, iar șoferului i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pe timpul cercetărilor efectuate de către polițiștii de la rutieră, circulația în zonă s-a desfășurat pe o singură bandă.